Salut, știință la cafea. Vreau să vă arăt unde stau eu, cireșii mei. Așa, stau la casă, dacă v-am zis. Știință la cafea. La un ceai, așa ziceam, m-am obișnuit să zic așa, dar m-am lăsat, deși beau ceai. Un ceai verde cu mentă. Așa. Un video despre melci și galaxiile, spirală. De ce v-am pus sistemul solar în deschidere? Sistemul solar e circular, adică e soarele în mijloc și se învârte circular, permanent, constant. Dacă unele au orbită alungită, bombată sau ceva, încă nu s-a lămurit. Adică eliptică. Oricum, care e faza? Galaxiile spirală n-au cum să fie sisteme orbitaționale. De ce? Păi ce face o spirală? Să duce brațul înăuntru, în mijloc. Asta înseamnă spirală. Spirala nu e un cer complet, e tăiat, nu se duce brațul înăuntru. Și de ce ar cădea toate stelele în mijlocul galaxiei? La prima mișcare din exterior spre interior ar cădea toate stelele în mijlocul galaxiei, la galaxiile spirală. Deci, chiar dacă s-ar fi format cumva, nu mai apucă să facă a doua orbitare, corect? Deci dacă se văd galaxiile spirală, nu mai apucă să facă a doua orbitare stelele, să miște în mijlocul unui centru galactic, cum zic ei. Deci ar cădea toate spre centrul galaxiei. Deci ce ziceam eu? Că sunt stele. Sunt stele. Galaxiile acelea sunt stele. Sunt stele. Și nu sunt orbitaționale. Și e posibil să fie statice în mod total. V-am pus melcul. V-am pus melcul, să înțelegeți. Melcul are carapacea mai multe melci, mai mulți melci, mai multe specii. Are carapacea spirală și nu se duce nicăieri, nu se mișcă, nu orbitează. E static, așa e făcută, spirală. Carapacea, de niciun fel de pricină, pur și simplu, pentru o chestie matematică care demonstrează că Dumnezeu cunoaște matematica, că el a făcut matematica. Niște chestii precise, o funcție precisă, dacă cineva știe, o progresie precisă dintr-un cerc arată că e o rațiune, un algoritm, o chestie. Galaxiile spirală, deci sunt stele. Și unele sunt fixe, nici nu orbitează. Nu orbitează deloc. Dacă te-ai gândit din nou ca să completezi la o apa, un drainage, la o din asta de curge, nu la ghiuvetă, la așa, nu se duce spre interior, de ce se formează spiralele? Se duce și când se termină, se termină. Nu? Deci, din nou, ca să întăresc ideea, se termină cursul, se duce toată înăuntru. Asta face la o spirală. Deci galaxiile spirale n-au cum să fie orbitaționale. Dacă rămân constant așa, sunt statice, cumva făcute ca melcul. Ca caracasa melcului. Spirală. Din cauza asta v-am pus și melcul, ca să vedeți. Așa, ce vreau să mai spun? Ce vreau să mai spun?
Deci că e posibil să fie statice. Și uitați-vă în poze, că v-am pus câteva galaxii spirală. Sfântul Vasile cel Mare și stele ca florile. Așa cred și eu, că sunt specii. V-am mai arătat o clasă cu o categorie de specii. La mine în deschidere am pus o categorie, o specie de stele. La fel și galaxiile sunt o specie de stele. Nu fiecare punct din ăla mic este o stea. Și din nou vreau să vă anunț că eu suprapus numesc soarele nostru stea și pe stele sori. Nu e așa. Nu e adevărat. Numai ei că le-au numit, le-au suprapus. Nu e adevărat. Puține stele poate funcționa ca soarele nostru. Puține. Trebuie descoperi care, dacă mai sunt, care funcționează ca soarele nostru. Așa. Deci o specie de stele care sunt ca florile. Sfântul Vasile zice că stele sunt ca florile. Așa cred și eu. Ca pești, ca categorii pe felul de a fi. Așa și aceste galaxii sunt stele. Ca florile. Și sunt unele dezorganizate. Nu că spre distrugerea, ca să vezi că le-a spuse cu cap, că nu, și de sunt puse pe materie, acolo e materie. Acolo e materie, dar nu se vede decât ce relevă ele de jur împrejur. E posibil să se facă o mișcare acolo. Și deci nu fiecare punct este o stea. Așa. Asta vreau să zic video. Asta, uitați-vă la anumite stele. Am pus una cu zoom. Dă zoom unga. Acolo și e o stea. Restul e un nor. E un nor dacă vă gândiți pe o oglindă, o lanternă pe o oglindă. Steaua luminează norul din jur. Nu neapărat să fie toate stele. Și când se vede deasupra galaxiei două stele sau trei, ălea stele și cu aia de mijloc, restul nu. Și dacă vedeți o galaxie cu o stea în interiorul ei, nici nu poți să zici că e în afară. E steaua cât toată galaxia, aia de mijloc și restul, ce sunt, pitici, stele pitici. Deci numai stele în mod real pot să nu fie decât câteva în cadrul unei galaxii de genul ăsta. Restul sunt pur și simplu materie luminată, ori de steaua de mijloc, ele poate să nu producă lumină de une singure. Și dacă sunt, v-am spus, sunt ca luna, materie luminată, ca oglinzile. Sau dacă nu există un curent acolo așa, care să așa. Cum v-am mai spus în alt video, nu se separă decât ei, chiar șterg stelele din jur ca să arate galaxia centrală. Nici nu se delimitează de stelele galaxiei. Ei șterg stelele din jur, așa, ca să delimiteze. Deci asta am vrut să zic video. Ăsta decât nici nu sunt. Sunt prinse stele, o specie de stele. Și să nu credeți că spuse pe vid. Acolo e materie de jur împrejurul galaxiei noastre. Aceasta este galaxia. Noastră este rotundă, v-am spus că așa se fac hărțile a Pământului, așa se făceau bombate ca să prindă toate continentele. Așa s-a făcut și a galaxiei noastre și dincolo de galaxia noastră nu știu ce. Galaxia noastră o numești cer, ca să înțelegeți că aceste galaxii sunt stele, dacă mai există alte ceruri. Nu știm cum există sferice sau nu, că materia nu se așează gravitațional, după cum spun ei. Nu se așează gravitațional. Orbitarea e un caz particular, care cred eu că e electromagnetic făcută. Salut numai bine! Știință la un ceai verde și cu mentă. Galaxiile sunt ca melcii și sunt statice multe. Salut mai bine!